Salut băieți, eu sunt Beni și bine v-am găsit la un nou video. Data aceasta jucăm Fallout pentru că Wattul și-a bătut joc astăzi de mine. Încercam și eu să fac un grind pe tier 5, pe T34, să ajung pe toate tankurile din care pornesc din el. Logic, dă numai tier 7, echipele rele. Încerc cu tier 8, 32, tier 10 și acolo pierdem 14-7. La ultima luptă chiar a făcut un flash, s-a luat curentul și eu până deschid calculatorul mi-a vreo 3 minute, deci good game, și am zis că mai bine o las baltă și joc altceva interesant. Avem ceva bani, ia să vedem ce putem vinde. Avem asta, bun. Wonder Glue, vindem. Da. O să luăm niște muniții de asta, care costă 4 fiecare. Costă ceva. De asta n-avem nevoie. Și ce să mă luăm? O grenadă, cred. Mi-ajunge. Nu vreau să cheltuiesc prea mulți bani. I need to get going. Ok, salut, ești acasă. Ok, deci FPS-urile sunt bune. Ce? Tot explodează. Bă, tu-ți bagi joc de mine? Aici-s mine pe jos. Aici-s mine, mă? Bă, interesant. Deci cred că le iau pe E, nu? Bă, și cum am pierdut HP prostie, să zici. Dar nici nu mi apare opțiunea să o iau, dar ieși acasă. Țin cu una acolo. Ce porcărie, nu mai am HP. Ei, cry every time. Și aia fluier, deci caut acolo. Și pur și simplu nu faci nimic așa, stă în mijlocul nimicului. Poate găsim o... Wow, mecher. Deci cum, tipa aia este acolo pur și simplu și nu le-a văzut? Că zice că e căutător de gunoaie și nu le-a găsit sau ăsta ei. Și ce să facem cu astea? Să ne ducem și o să-i le vindem. N-am nevoie de gunoaiele astea. Dar poate că ea are nevoie. Adică nu o să aibă de ales, o să-mi dea bani. Te fumează, whatever. I have anything, așa, nu știu ce să acolo, n-am avut timp să citesc. Deci avem asta, scrap metal, toy car. Și cam atât, cred. Another satisfying. Goodbye. Satisfying, dar ți-am dat 8 de alea sau cât ți-am dat. Adică, de fapt, i-am dat. Mi se pare că am văzut ceva aici. Ok, bine, boss. Să mergem să mai căutăm pe acolo. O să încercăm să spargem cutia de muniție, cred că e. Deci dăm un save. Save, no problem. Eu. Ok, haideți să pleacă muscă. Nu așa. Nu, era să rup. Nu. E exit. O facem din... Vreau să facem din prima. Deci, o să facem așa. Și așa, skill-ul de a sparge lacăt în jocul ăsta este inutil. No, deci nu fă de astea cu mine. Trebuia să fi făcut dintr-o... Wow, deci asta e chiar foarte bine. Îmi plac mult munițile alea. Știi de ce? Pentru că am un pistol foarte șmecher. Cred că care este... Sniper rifle. Uite, asta trage cu 308. Și am relativ puține gloanțe. Și trage foarte frumos. Ăsta am și mai puține. E cu lunet, așa, deci. Îl folosesc pentru ocazii speciale. Ce mai avem aici? Bă, cred că aici folosește... Locuiește tipa. Nu-i interesant. Și aș vrea să dorm aici să-mi recuperez. Deci, nu înțeleg. Chestiile le-am am putut să le iau. Și iar ok, ești aici și nu s-a iei. Deci, ok. O să facem o chestie destul de urâtă. O să... Adică, ce să facem? Să o exterminăm și să-i luăm chestiile și dormim acolo în patiei? Yes. Sau... să o lăsăm în pace. Nu știu, mă doare. Adică, nu știu, bănesc că n-ar fi... N-ar fi
prea drăguț să facem chestia asta, dar... Dar nu mai probabil că se ratează și la 2 metri. Hop! Heroina! 55% pe unii. O fac un shot. Bă, îmi pare rău, deci sincer îmi pare rău. Bă, garmear, naramar, naramar, naramar. V-am zis că asta ratează și doar la 2 metri. Deci v-am zis că ratează la 2 metri. E atras de mai... De mai... Tunul în spate și nu pățești nimic. Eu l-aș dat, bă, asta a sunat puțin de pe... Ok. Bă! Când m-ai zis că ratează la 2 metri. Da, vă că știți să faci niște scări evazive. Uitați-l cum ratează. Da, bine, asta a fost vina mea. Oh. Bă, ce armură are că... Ați văzut că i-am tras-o în la direct și... Bă, hai, o să-l concediez băiatul ăsta. Cum stratezi în halul ăsta? Și ce armură are de rezistă la... De-a... Gluanții, you lost karma, I give no apples. Laser pistol, n-am nevoie de așa ceva. 160 de bani. Oh yes. Bă, și îmi dă toate chestiile astea pe bune. Bă, ce șmecher. Energy cell. Unde e? Frag grenade. Exit. Dar n-are, nu-mi dă și... De ce n-am nevoie? Laser pistol. Chinese pistol sunt foarte slabe. Motorcycle. Teaser e destul de rezistentă. Mă, și îmi spuneți mie că cu armura asta a rezistat loviturilor mele. V-am zis că ăsta care trage e un analfabet la tunul. Nu știe să facă nimic. Exit. Nu le iau pe toate pentru că nu am unde să le pun. Ok. Da. Karma. Water. Bă, ce fraier am fost. Și mă dă de aici. Pe bune. Măcar știu, acum știu că nu trebuie să irosesc chestiile alea. Și să vă spun o chestie. Dacă o trimit pe asta la culcare, pot să dorm patul ăsta, gen. Acum nu pot. Și dacă mor, îmi încarcă toată viața și îmi scoate toate rănile și tot ce am, aparent. Îs curios totuși de o chestie. Pot, gen, să pun chestii înăuntru? Ia să vedem. Da, aparent pot să le pun. Chiar dacă e cutie medicală. Întrebarea este cât de mult rămân aici. Pentru că aș vrea să le pun acolo după ce le iau de la ea și să le vând la alții. Dacă are sens. Cu toate că am foarte mulți bani. Unde e chestia aia? Am mâncat-o? Am citit cartea? Da, bănuiesc că am citit cartea. Băi, hai mă că zic să nu fim așa rău și nu omorâm pe tipă. Cu toate că am putea să o pierdem. Adică să... Bă, gândiți la altceva, dar... s-ar putea să plece de aici și gen... Și nu putem să o luăm altă dată. Ah, ok, asta este... O, numai bine. Ar putea fi o construcție aici, dar mă îndoiesc. Și nu știu de cât timp voi registrez oricum. Frapsul îți bagă niște fiere. Deci o să am cam 10 giga pentru 10 minute. Deci, din fericire, suntem în România și avem internet foarte, foarte bun. Deci, o să mă duc până afară, găsesc ceva de făcut și... Water! Deci l-am văzut că a tras și am văzut că vine aia pe mine și tu m-am speriat când a tras. Faza este că băiatul ăsta e extrem de greu de omorât. Extrem de greu să-l dau jos, e un robot de fapt. Și o foarte rănit. Cu armele normale nu prea fac cine știe ce, dar sper să am o pulse grenade. Asta de la, e foarte bună asta, deci e împotriva roboților, știți, gen. Danger. Hai, tată. 0% șanse, păi da, de ce mă? Hai, tată. 10%, 0% de... Come on. Îți bați joc de mine. Nu mai pot să iau nicio lovitură. Ce vrei, mă? A, de ce că vine la și fugi și aia sau cum? Ha, mă, că nu mă vede nimeni dacă dorm puțin aici. Aoleu.
Păi are două, n-are nicio treabă. Nu pot să arunc nici pe care aici. Dar pare că chiar pe aia sunt dragă. Sunt dragă cu lanțele. Deci, pur și simplu wow, ce șmecher a fost asta. Deci, mă pun și dorm pur și simplu și gata. Mă trezește, mă trezește. Și ce poate să-mi facă? Are două paturi, poate să iarmă în celălalt. Ok, se pare că am scăpat tipul ăla, da, e mult prea periculos să înaintăm cu nivelul ăsta de HP, așa că o să dăm un steam pack, două, trei, hai că deja te înveți. Ideea e că am aflat relativ recent că nu cumva e o ușă ascunsă secretă aici undeva. Că dacă tragem mașinile astea distruse, explodează și cred că tipul ăsta m-a ajutat. Unde e, unde ești, fă? Așa se vorbește cu o doamnă, unde ești? Domnule Scavenger, care ești doamnă și care fumezi. Ia să vedem. Se pare că știi să-și apere teritoriul. Hello, hello, comrades. Nu știu cât mai stau în video ăsta. Cred că o să-l opresc și o să sperăm că totul se aude bine. Comentarea a ieșit relativ ok. Acțiunea e interesantă. Să-mi schimb asta. Uitați-vă ce rănite băiatul. Vrei să cheltuiesc 6 steam pack-uri pe asta? Nai, nai, nai. Mai bine mă duc și... și o iau. Da, fac ce am făcut data trecută. Ca să pot să dorm patul ăla. Am vrea să schimb arma. Deci cam atât o să fie pentru acest video. Nu o să fac prea multe view-uri, dar nu mă interesează pentru că oricum... oricum mă jucam și de ce să nu registrez și să pun și pe YouTube în același timp. Mai este cineva în față? Ai o vacă. Păi da. Dacă e tot bine, sper să ne auzim curând. Salut!